Inițiat de ONG-uri internaționale și susținut de Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice și importante asociații de protecție a animalelor din țară, programul are ca obiectiv general responsabilizarea copiilor față de mediul natural și își propune a sădi în sufletul celor mici dragostea și respectul pentru animale în general și pentru câini în special, apelând la capacitatea lor de empatie cu necuvântătoarele. Proiectul acesta va fi pilotat inițial într-un număr de școli, pentru că este modalitatea în care implementăm în general noi proiecte în școală, dar chiar și acum acest program a intrat în programa școlară, pentru că abordarea este atât intradisciplinară cât și interdisciplinară, iar prin activitățile propuse se pot organiza de asemenea și activități extrașcolare sau extracurriculare în care să fie abordate temele respective. Se pilotează în 25 de școli, mai multe localități, urmând ca ulterior să poată fi extins în funcție de rezultate și în alte școli. De fapt, site-ul proiectului are informații despre materialele elaborate și alți profesori din alte școli pot să preia aceste materiale și să le utilizeze la clasă. Cei mici sunt deosebit de încântați de lecțiile despre animale. Ți-a plăcut cursul de astăzi despre animale? Da, mi-a plăcut foarte mult. Ai un animalul? Da, o pisică. O pisicuță? Cum te porți cu ea? Păi o îngrijesc, îi dau de mâncare, o iubesc și de fiecare dată noaptea vrea să o drăgălesc în timp ce dorm, dar eu nu pot. Și eu iau sub plapumă și mă culc cu ea, de parcă ar fi un animal de pluș. Și ei îi place și stă toată noaptea. Iubești animale? Da, foarte mult. Nu pot să iubesc un animal, de pildă nu pot să iubesc câinele mai mult decât pisica. La fel, iubesc pe amândoi la fel. Înțelegi oamenii care maltratează animalele sau ți par niște oameni răi? Aruncă cu pietre în ei, îi bat. Se par oameni răi și știu că o să fie și ei pedepsiți cândva. Cred că un astfel de program este vital pentru România. După cum observați, de la Revoluție încoace, multe organizații, mulți oameni s-au luptat cu guvernele să îi facă să dea o lege specială în care oamenii să fie obligați să sterilizeze câinii, ca aceștia să nu se mai mulțească și să nu îi mai vedem pe străzi, în chinuri, suferinți și așa mai departe. Ori, acest lucru nu s-a putut face. Nu am putut să educăm oamenii mari din guverne să dea o lege care să îi ajute cu adevărat pe oameni. Legile care s-au dat au fost întotdeauna împotriva animalelor, din nefericire. Ori cred că un program educațional ar crește acești copii de 10 ani din spatele meu, iar crește responsabili în așa fel încât peste 10 ani acești copii să îi oblige pe cei de la conducere, sau poate chiar ei vor putea fi la conducere, să ia cele mai bune decizii pentru animăluțe. De asemenea, micuții vor învăța despre responsabilitățile deținătorilor de animale, despre nevoile necuvântătoarelor, ceea ce va avea ca rezultat o mai bună interacțiune cu acestea, scăderea numărului de incidente, a cazurilor de cruzime și abandon, precum și creșterea numărului de animale de companie, mai exact de câini sterilizați, vaccinați și înregistrați. Așadar, obiectivul major al programului este schimbarea atitudinală.